Lui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Dragii noștri, mulțumim lui Dumnezeu și stând aici unii lângă alții, intonând imnuri de laudă spre slava lui Dumnezeu, ascultând cuvântul lui Dumnezeu prin cuvântul său sau prin poezia, te răscolesc sau te îndeamnă gândurile să îți faci idei, să-ți faci năzuințe, să aspiri spre ceva. Și vedeți, dumneavoastră, asta este adunarea. Când ești împreună sub binecuvântarea aceasta a adunării, întotdeauna îți vin îndemnurile și provocările care țin de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Dacă am fi fost acum la o cafea undeva, cred că nu ne prea îndemnam cu siguranță, așa cum zicea fratele Ion mai devreme, o săptămână în care să-ți cauți un prilej prin care să-L pui pe Dumnezeu la încercare pentru tine. Să vezi cât de reală este Scriptura pentru viața ta, cât de autentic este Cuvântul lui Dumnezeu și de cu putere este, cât de viu este Dumnezeul tău până la urmă. Mi-am adus aminte acum de momentul acela când Părintele Iosif folosește o istorioară despre cineva care era foarte întristat, iar soția lui s-a îmbrăcat în negru pentru că a murit Dumnezeu. Păi cum poți să spui, măi, femeie, așa ceva? Cum a murit Dumnezeu? Păi dacă Dumnezeu tău e viu, de ce ești năcăjit? Și, vedeți, cred că am ajuns la o astfel de credință în care nu mai depindem de Dumnezeu. Dacă ar fi să ne mortalizăm acum ideile vieții noastre sau părtășia noastră pe experiențe de viață pe calea credinței, nu știu câți dintre voi de aici, câți dintre noi de aici am putea să aducem un argument și o dovadă pentru felul cum a lucrat Dumnezeu în viața noastră. Și n-aș vrea să mă întorc înapoi cu 50 de ani, când am avut eu 15 ani. Nu, cum a lucrat Dumnezeu pentru ultima problemă pe care ai avut-o în viața ta? Am ajuns la un stadiu al credinței în care ne ducem mântuirea, cred că ne ducem mântuirea, după cum se văd lucrurile, fără Dumnezeu. Lucrăm la mântuirea noastră și Dumnezeu este absent la foarte multe lucruri și planuri din viața noastră. Și totuși avem o încredințare că suntem credincioși. Avem o încredințare că Dumnezeu este cu noi. Avem o nădejde căci viața noastră se va sfârși sau sufletul nostru în mâna lui Dumnezeu. E bine. Este și un bine și este și un rău. Atâta vreme cât depindem de Dumnezeu și lucrurile acestea, să știți că se vede, se simte. M-am uitat săptămâna aceasta, mi-a rămas inima pe unele versete din Scriptură și într-un mod deosebit din Epistola către Tesaloniceni și m-am uitat la omul acesta, Sfântul Apostol Pavel, într-adevăr a făcut teologia vremii lui de atunci. A fost un om învățat, dar învățătura legii nu cred că îi dădea autoritatea să gândească și să formuleze un vocabular pe care l-am găsit într-un cuvânt, într-un verset, de fapt, în Epistola a doua către Tesaloniceni. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă, să vă păzească vrednici de chemarea Lui, și să împlinească în voi cu putere orice dorință și bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Cam câtă teologie, cam câtă facultate ar trebui să faci să scoți o astfel de propoziție? Deci dacă nu ai călăuzirea Duhului Sfânt, vei putea folosi cuvinte mărețe, inspirate, cuvinte frumoase, dar nu duhovnicești. Ce îngăligătură de cuvinte și de în care simți într-adevăr doar puterea și inspirația Duhului Sfânt într-un verset, plus în toată Scriptura,
plus în tot ceea ce, cum zice Sfântul Apostol Pavel, așa cum v-a scris fratele nostru Pavel, în învățăturile lui sunt lucruri grele. Cuvântul lui Dumnezeu este și o hrană simplă și la îndemâna oricui, cine vrea să înceapă pe calea Domnului. Dar cine vrea să pună mâna pe plug, cine vrea să are adânc, cine vrea să scoată aur de calitate, sunt niște afirmații pe care Părintele Iosif le făcea, ăla trebuie să sape, trebuie să lucreze, trebuie să se identifice într-un fel cu Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem și pentru asta aici. Ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și ne îmbărbătăm și ne întărim prin Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să creștem, să ne obișnuim să avem un vocabular spiritual, un vocabular nu numai religios, nu numai având o credință, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, o formă de credință, ci fiind oameni într-adevăr duhovnicești. Mai departe spune Domnul Duhul Sfânt, de fapt, inspirația Duhului Sfânt, că vor veni vremurile de sfârșit și ele se vor arăta prin lepădarea de credință. Asta este forma spre care, eu știu, îți lămurește într-un fel Cuvântul lui Dumnezeu cum se aseamănă sfârșitul de veac, sfârșitul istoriei omenirii, lepădarea de credință. Și lucrul acesta, cred că niciodată, cei care aveți etate și ani, niciodată cred că nu s-a dovedit atât de vizibilă lepădarea asta de credință pe cum o vedem astăzi. Mai este un verset pentru care aș vrea să-l fac așa o punte spre Evanghelia, de care aș vrea să vă citesc câteva versete, mai citeam și în altă duminică. Zice așa, așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățătura pe care ați primit-o prin viu grai, prin epistolele noastre. Sunt două moduri de a ne învăța. Sunt două moduri prin care noi am fost învățați și educați în școala aceasta a Bibliei, prin viu grai, prin ceea ce facem atunci când ne întâlnim unii cu alții și vorbim, sau prin ceea ce am citit fiecare dintre noi din Cuvântul lui Dumnezeu. Și una și cealaltă, când sunt sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, ele lucrează adânc la conștiința noastră, ele lucrează adânc la viața noastră și ne fac să ne pună într-o lumină prin care să ne evaluăm și să ne vedem starea noastră. Să știți că până aici, până una alta, asta este esența Evangheliei. Să te poți evalua tu însuți. Sfântul Apostol Pavel spune corintenilor, cercetați-vă pe voi înșivă dacă sunteți pe calea credinței. Este posibilitatea aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl cercetezi și dacă îl cunoști, îți dă posibilitatea să te evaluezi tu. Nu trebuie să vin eu sau tu să vii să-mi spui mie cine sunt, cu toate că și lucrurile acestea sunt importante. Și lucrurile acestea sunt necesare a ne trage de mânică câteodată, a ne ajuta unii pe alții, a ne căuta să ne formăm spre un nivel de cunoaștere spirituală. Sunt foarte necesare când tragerea aceasta de mână, când oprirea aceasta din nebuniile noastre de multe ori există. Eu constat că sunt tot mai rare. Oamenii nu mai au nevoie de corecturi spirituale. Suntem foarte sensibili la rău. Dacă cineva îți spune că nu faci ceva bine, te superi. Și lucrurile acestea s-au întâmplat și se cunosc și se identifică așa de ușor. Dacă spui vreunui om că s-a bătut de la cale prin diferite gesturi, prin comportament, prin vocabular, prin acțiuni, este atât de sensibil și atât de iritat încât toate șansele ai să-l pierzi pe omul respectiv. Fratele Tean spune într-o cântare, dacă unul mai slab s-ar abate, vă rugați și-l chemați înapoi. Ați încercat în vremea de astăzi să chemați pe cineva înapoi care și-a schimbat direcția și cursul? Ce greu este să mai chem pe cineva înapoi.
din toate aspectele, parcă așa de greu este să mai trăiești și să mai aplici Evanghelia și credința, și totuși îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că putem să vorbim liberi, putem să mai avem călăuzirea aceasta din partea lui Duhului Sfânt, care să ne poată, eu știu, atrage atenția. Mai avem încă evanghelii sau vestitori ai Evangheliei care, atunci când îi asculți, în taina inimii tale, poate să-i mulțumești lui Dumnezeu că omul acela ți-a spus despre un păcat care poate nimeni nu ți l-ar spune și te duce în iad și ai putea să slujești o viață întreagă pe Dumnezeu, tocindu-ți încălțămintea, cheltuindu-ți banii și făcând atâtea lucruri. Nu știu, noi avem atâtea îndreptățiri și atâtea dezlegări care ne convin și care ne conving că ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Dar pe paginile Sfintelor Scripturi sunt exemple de oameni care nu au făcut multe păcate, dar pentru un singur păcat n-au văzut Împărăția lui Dumnezeu. Sunt consemnate aici, le găsim, le cunoaștem și ele ne rămân ca repere și totuși parcă pentru noi nu s-ar aplica legea sub forma aceea. Dragii mei, aș vrea să citesc un pasaj pe care l-am mai citit aici în adunare și pe care aș vrea ca să-l dezvolt un picuț mai mult, crezând că nu vreau să vă obosesc. Și pentru că, așa cum zicea Sfântul Apostol Pavel mai devreme, noi ne-am îmbărbătat, noi am ajuns să avem o credință, fiindcă cineva ori ne-a împărtășit prin viu grai, ori descoperind fiecare în intimitatea noastră și în căsuța noastră lumina și adevărurile pe care Dumnezeu ni le-a revelat prin Scriptură, căutăm Împărăția lui Dumnezeu. Dorim sufletul nostru, până la urmă, totuși aceasta este ținta finală a noastră, Împărăția lui Dumnezeu. Siguranță, ne vrem sănătate, ne vrem bunăstare, ne vrem belșugul, eu știu, până la limita la care se poate duce și pe acest pământ. Vrem să ne fie bine pentru că suntem creați din bine. Dumnezeu ne-a făcut și când s-a uitat spre noi a văzut toate că sunt bune, deci am fost bine. De aceea probabil că fiind din Dumnezeu dorim să ne meargă bine și dorim Împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus a vorbit în unele pilde pe care oamenii de atunci le-au înțeles. Aici este o pildă, este o trimitere, este o oglindire pe care pentru vremea noastră e puțin cam deplasată, dar ea își are o formă de traducere și pentru noi. Și spune așa Sfântul Apostol în Sfântul Evanghelist Matei: Împărăția cerului se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Vedeți, dumneavoastră, citim pasajul acesta. Este un verset pe care îl consemnăm ca și când l-am citit și totuși, în viața noastră, cam cum se regăsește acest verset? Pentru vremea noastră, cum s-ar putea aplica acest verset? Dacă am fi întrebați de cineva din afară care, din întâmplare, citește Scriptura și probabil și cu siguranță că dacă veți pe lângă voi oameni care știu că citiți din Scriptură, v-au mai pus poate vreodată unele întrebări din Scriptură. Versetul acesta, cam cum ar putea să fie el tradus pentru vremea noastră? Cam cum ar putea să aibă sens pentru vremea noastră? Și hai să vă zic așa o dezlegare și un deznodământ poate, o interpretare a lui cum ar fi pentru vremea noastră cuvântul acesta. Pentru că are un sens în viața noastră de credință, are un sens și un aport în provocarea noastră de a merge pe calea credinței și pe calea Domnului. Vedeți, astăzi mai există zilieri care lucrează cu ziua, oameni care lucrează cu ziua pe moșia unui om care are ceva de lucru. Și pentru vremea de atunci, ca și cum cred că și pentru vremea de astăzi, dacă ar fi să găsești o comoară pe pământul unui om, comoara aceea de drept este a lui. Pe vremea aceea nu erau bănci ca și acum
și oamenii își îngropau. Noi cunoaștem povești, cunoaștem legende. Din totdeauna și din toate timpurile s-au creat și s-au dezvoltat legende pe partea aceasta. Oameni care au fost căutători de comori, oameni care au dorit să găsească comorile ascunse în pământ. Și cei care aveau unele rezerve și le îngropau în pământ. Probabil cu timpul au murit. Cine știe ce s-a întâmplat și cu țarina aceasta. A cumpărat-o probabil un om care a cumpărat-o cu tot cu moșia, cu comoara respectivă. Și omul acela care a lucrat ziua în ogorul acesta a dat peste comoară. N-avea cum să ieie comoara asta acasă, pentru că era pe proprietatea altuia. Și acum aș vrea să vă dezvolt așa o imaginație, cam cum s-a petrecut povestea aceasta într-o interpretare a noastră. Să ne imaginăm că la sfârșitul zilei, omul care a găsit comoara aceasta a însemnat un loc acolo unde este, a stopat-o bine, iar la ceasul plății, după cum zice și Evanghelia, că la sfârșitul zilei fiecare era plătit cu prețul muncii lui. Când s-a făcut plata și probabil a stat la masă, omul care a găsit comoara aceasta se zică proprietarului: auzi, eu tare mult mi-aș dori să cumpăr țarina ta. Nu vrei să mi-o vinzi? Nu, țarina asta nu-i de vânzare. Și considerăm că pentru vremea de atunci țarina respectivă costa 5.000 de euro, să vorbim în banii noștri. Dar dacă totuși aș insista să-mi vinzi țarina, mi-ai vinde-o? Mă, dacă totuși insiști, uite, pentru 20.000 de euro eu îți vin țarina. Na, dacă tu îmi dai mie țarina asta pentru 20.000 de euro, eu am să-ți dau pe ea 30.000 de euro. Cam cum ar fi, dacă noi toți am fi fost oameni care am fi lucrat în ziua respectivă la proprietarul ăsta, cam cum am fi reacționat toți de aici, când știm că pe hectarul ăsta face 5.000 de euro, omul ăsta crește prețul abuziv și îl bagă la 20.000 de euro, iar eu îi ofer lui, făcând un calcul cam tot ce am eu, că așa spune acolo, că ăla care găsește vinde tot ce are. Mă, eu dacă am mașină, am casă, am ce am, eu iau pe proprietățile astea pe care eu le am, iau 30.000 de euro, îi dau 30.000 de euro omului ăsta. Cam cum ar reacționa publicul, auditoriul, cei care sunt acolo? Bă, omul ăsta o nebunit. Cam așa cred că ar reacționa. Omul ăsta nebun de-a binelea. Așa este. Omul ăsta e chiar nebun de-a binelea. Dar să considerăm că s-au dus și au semnat actul vânzării. Și după ce au semnat actul vânzării, zice omul respectiv: acum hai dați și voi care ați fost împreună la masă, hai și dumneata în țarină. Și merge acolo și scoate comoara. Și în comoara aia sunt 10 milioane de euro. Cam cum ar considera oamenii respectivi când ar vedea lucrul ăsta? Dragii mei, cum ne consideră pe noi lumea când ne întoarcem spre Dumnezeu? Care e părerea lumii despre tine când lași totul? Când lași totul și te duci la Dumnezeu și îți predai viața lui Dumnezeu, cam nu te consideră un nebun, o prostit și asta? Asta este undeva interpretarea acestei țarine. Și știți care este partea cealaltă? Maleahii zice: și se va vedea în ziua aceea diferența dintre cel bun și cel rău. Comoara încă este ascunsă astăzi. Noi încă nu avem cum să le dovedim lumii și celor din jurul nostru că noi am găsit comoara. Noi am găsit comoara aceea de care n-are preț. Noi am găsit o comoară care n-are preț și am vândut tot ce am avut. Ne-am vândut tinerețea, ne-am vândut relațiile, ne-am vândut poate de multe ori posibilitățile vieții acesteia să ajungem oameni cineva în lumea asta. Și totuși am renunțat la ele pentru că am descoperit comoara care este Hristos.
Zice Petru, unde, Doamne, să ne ducem? La Tine găsim cuvintele vieții veșnice. Nu simțiți niciodată când ascultați cuvântul lui Dumnezeu că ceva să produce în viața voastră sau în inima voastră? Niciodată n-a fost un moment în care să vă curgă o lacrimă pentru că vi s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu în care nimeni nu v-a spus în felul acela cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu v-a vorbit așa cum v-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Comoara pe care noi am descoperit-o este încă ascunsă. Povestea pe care eu am spus-o a fost doar așa ca să vedem care ar fi sfârșitul. Dar sfârșitul, cum zice Domnul Iisus acolo, că nimeni dintre voi care a lăsat pentru mine casă, masă, frați, surori, avere, nu știu, poate sunt multe lucruri care dorim să ni se mulțească în veacul acesta. Și averea, și frații, și avem frați. Eu am doi frați, mai un frate de trup, dar prin voi care sunteți aici și care mai sunt în țara aceasta, am sute și mii de frați, după cuvântul lui Dumnezeu. Și ce e mai important și cel mai important, iar în veacul viitor, viața veșnică. Când vom închide ochii aceștia, nu știu ce ne-ar mai putea ajuta banii, relațiile, bogățiile de care omul a avut parte în Evanghelia de astăzi. Nu știu câtă bucurie o să mai ai când o să fii pe patul de spital și într-o fază ultimată și am să vin să spun, măi omule, tu știi ce mașină ori produs ăștia acum? O mașină de 1 milion de euro și ne-o dă la 10 lei, ne-o dă, n-ai vrea să o cumperi. Du-te și spune unui care e în fază terminală că nu știu ce s-a făcut pentru el acum și i-o dă gratis, i-o dă. Să vezi cât de bucuros o să fie omul ăla în fază terminală, că îi se va da palatul care vreți dumneavoastră. Nimic nu va compensa împărăția lui Dumnezeu cu tot ceea ce oferă lumea aceasta. Dumnezeu să ne dăruiască un duh de cercetare și de pocăință și de recunoștință față de tot ceea ce Dumnezeu ne promite și ne făgăduiește. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt.